verifică la VAR! Se verifică la VAR! Ne-am luat mare țeapă, am crezut că e penalti, dar uite că n-a fost. Niciodată! Yo! Sărbătoarea fotbalului românesc. Astăzi vă voi prezenta ceva ce nu se vede la televizor. Mergem pe Arena Națională pentru a vedea Rapid FCSB în ultimul meci din sezonul regulat, să vedem pe ce loc termină Rapid și sper să ne bucurăm și să-i stricăm surpriza lui Nea Gigi, care a zis că deja FCSB este campioană. Dragi prieteni, înainte să mergem la stadion, haideți să apăsăm și noi pe butonul de like, dar și pe cel de subscribe, pentru că mulți dintre voi nu sunteți abonați. Haideți să ne unim cu toții, să creștem comunitatea și mai mult. Și acum, hai să mergem la stadion! Încă puțin, mai avem mai puțin de o oră până la începerea meciului. Hai după mine! Cred că e șumudică. Pe aici îi prinde pe ăștia, pe VIP-uri. Noi o să intrăm pe la tribuna întâi, adică la poarta imediat de după VIP. Și altul cu pănentul și mudică, uite-l acolo. Salut, salut. Uite-l acolo cu geaca albastră, intră acum. Unde, unde? A, s-a dus. Știu că l-am văzut de mai devreme, știu. Da, din păcate l-am ratat pe Șumudică, îl bătrânul, care a dat interviu mai devreme. Poate îl prindem pe Fis. Ha? Hai, hai să intrăm la meci, că nu mai am răbdare. Hai, scanează biletul. A făcut verde? E stricat? A, gata, verde. S-a dat verde. Unde te duci? Ne mergem sus? Ale papo, ale! Ale papo, ale! Super atmosferă! Și acolo sunt, ia uite, pe oaspeții noștri care nu s-au strâns încă toți. Fiți atenți combinații, haideți să vă arăt unde se vor infiltra restul de steliști care n-au încăput acolo pe, la peluza FCSB. Fiți atenți aici. O parte din ei vor sta aici. Uite aici. Aici în zona asta vor fi câțiva, în sectorul ăsta. Și vor mai fi câțiva, uite, în sectorul ăsta de aici, după zona tampon, adică aici. Aici o să mai fie steliști și cred că sunt deja câțiva, sunt și rapidiști, sunt amestecați pe acolo și probabil pe sus, pe aici, vor mai fi steliști. Și au intrat și băieții noștri, portarii noștri, ia! Băieții noștri pe teren! Yeah! Băieții noștri pregătiți de luptă!
nostru de echipă, glasul roților de tren. Rapid, rapid, luptă dacă ne iubești. Rapid, rapid, haide, haide. Atenție! Nimic! No. Dă-i drumul de aici. Așa, galben, da! Și Oscarul, dragi prieteni, merge la șut. Haide, dă-i pasă! Hai, și! Oh! Doamne! Cât pe aici! Bravo, bravo, Krasniqi! Atenție, atenție, că sunt doi acolo, e superioritatea, ai grijă! Eee, bine, Ioani! Bravo, Ioani! Hai, du-te tu, Krasniqi! Bravo! Haide, și Bădescu! E prea tânăr Bădescu pentru faza asta. Probabil nici stângul lui nu este spectaculos, dar e bine că a încercat. Bravo, e foarte bine cum jucăm pe fazele astea de contraatac, sunt foarte rapizi ai noștri. Și Bădescu, cred că dacă mai scapă de două ore așa, odată tot ar fi. Nimic, dai drumul! Haide, Rahmani! Rahmani! Oh, bă, l-a lovit, bă! Și dacă nici acum nu l-a lovit pe Rahmani, las-o drept să se verifice la varzi. Că l-a lovit pe Rahmani. Se verifică la var intrarea la Rahmani, hai să vedem! Avem verificare, var! Nebunie pe arenă! Ia să vedem! Incredibil! Nu este penalti! Ce s-a întâmplat? Doamne ferește! Ne-am luat mare țeapă, am crezut că e penalti, dar uite că n-a fost. N-am mai văzut până acum să verifice arbitrul monitorul și să nu dea când este chemat. Se pare că Vasaras le-a dat noi indicații. Nu-mi explic. Băi, Papo, două le-ai dat strâmbe. Pe asta două ca lumea, tată, și ai. A treia e cu noroc. Haide, Jason. Hai. Ia vezi. Iacob a dat-o pe asta, ia! Cred că e golul lui Iacob. Stai să vedem, să se verifice la far. Ia vezi, băi, arbitrule, că te sună Gigi, băi! Gol! Bine, gol! E gol, mă, da, mă, firar, mama, e bine, băi! Mamă, ne omoară varul ăsta, nu mai putem. 1-0, dragi prieteni. Cred că golul lui Iacob, nu-mi dau seama. Atenție la urcările lui Daua, la fazele fixe. Daua este
golul lor cel mai mare. Iacob, îl ai pe Daua acolo. Și cu Bădescu, care e înalt. Atenție! Atenție la Florinel Coman, care execută foarte bine fazele fixe. FCSB s-a urcat un pic pe noi, acum trebuie să fim atenți. Haide! Aioani, concentrează-te, Aioani! O să tragă la colțul celălalt. La colțul lung trage. Atenție, Aioani! No, Daua! No! Bravo! No! Offside! E offside! Este offside! L-am văzut pe arbitru, a ridicat mâna, deci e offside! Este offside! Calma-te, mi amor! Atenție la Coman! No! Aioani, bravo! Bravo, Aioani! Excelent! Excelent, Aioani! 1-0 așadar, dragi prieteni, a dat gol Iacob, exact ce v-am spus eu, că trebuie să o bage Iacob. Iacob este mereu fiert să joace cu FCSB, știe foarte bine de la Săpunaru, vorbesc foarte mult între ei. Mă bucur că și Săpunaru a jucat extraordinar, dar remarcatul acestei reprize, în afară de Iacob care a dat gol, este Bădescu. Foarte bun Bădescu acolo, fundaș stânga. Borza are concurență serioasă de acum. E clar, dacă Bădescu joacă așa într-un meci cu FCSB, bine, mai trebuie să exerseze un pic pe finalizare, dar asta vine cu timpul, este foarte tânăr. Galeria Rapidului creează o atmosferă infernală. Spectacolul este asigurat și de galeria celor de la FCSB, care în minoritate, bineînțeles, cântă acolo cum poate și ea, însă Rapidul acoperă fundalul. Eu zic că în repriza a doua o să mai dăm cel puțin un gol. Tu ce zici? Un gol, eu zic că dăm. Dăm încă un gol? Da, și eu batem, zic că batem 3-1 cel puțin. Krasniki îl dă. Krasniki? Da. Hai să vedem. Și începe repriza a doua, dragi prieteni. Hai să vedem. Să mai dăm încă două. Niciodată, niciodată! Offside, offside! A fost! Offside! Calma-te, mi amor! Ia vezi! Haide, du-te! Și! Băgai și pe asta le băga mort în casă, băi! Ia vezi! Haide! Dă-i! Și tu! Aoleu, Krasniki, dacă băgai și pe asta, doamne! Centrări la nimereală! Deci asta o să joace Steaua de acum, centrări la nimereală. FCSB, cum vreți voi. Centrul la nimereală. Ia vezi. Bravo, bă! Krasniki! Gol!
Apo! Da! Petrila! Bravo, Papo! Du-te la galerie, Papo, du-te! Deci vă jur, mai vreau să dea un gol. Cineva de la noi, sper să ne dea ei două, nu mă interesează, să termine 4-2. Dar vreau să dea Djokovic sau Wilder. Djokovic sau Wilder, să le mai dea una, vă rog eu mult. Și de cu Funcho, cu Funcho, da, da, Funcho! Funcho, Funcho, ia vezi Rahmani! Aseară pe live m-a strolat, nu? Ia vezi, ia vezi, uite-l pe ăsta așa. Din clipă în clipă se termină meciul, fiți atenți. E gata! E gata! Niciodată nu sunt trist. Rapid este clubul meu. Cu echipa noastră dragă, domnim de-n țara întreagă. Pe ce canal vă uitați, mă? Vă pup, vă pup, vă pup! Ăsta este Rapidul, dragi prieteni! Rapidul o face pe Steaua sau FCSB să pară atât de mică, deși FCSB are o distanță în momentul ăsta de 5 puncte față de noi, după rotunjire și după înjumătățire, de fapt invers, dar nu contează. Campionatul se joacă, se joacă până în ultima etapă. Rapid a demonstrat că este o echipă care se luptă până la final. În seara asta, Rapid a fost mai bună din toate punctele de vedere, la toate capitolele. Rapid a fost echipa superioară. FCSB are un complex în fața Rapidului. Toată lumea poate să vadă asta din ultimele 8 partide. Rapid a bătut de 6 ori, FCSB de 2 ori. Rapid scrie istorie și în seara asta 4-0, dragi prieteni. Și Rapid termină pe locul al doilea acest campionat regulat. Urmează play-off-ul, acolo unde vom fi prezenți să vedem cum o să fie galeria Rapidului din nou pe Giulești și ce atmosferă va fi în tribune. În seara asta 40.000 de inimi rapidiste au cântat la unison, Rapid este al nostru și suntem peste tot acasă. Dacă chiar v-a plăcut nebunia asta de vlog, dați-i voi un like și un subscribe, cred că merită jepcar al vostru. Abonați-vă să fiți la curent cu tot, vă pupă fratele vostru și vă dau cu pace!